Dar toată lumea, ce mai faceți? Cum mai sunteți? Eu sunt Vlad. Astăzi ne jucăm din nou F1 Clash. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp pe F1 Clash, dar nu mă contează. Și da, hai să începem. O să facem la rain check. Mai trebuie doar 4 d-astea ca să mergem la următorul chapter. Asta dă plus 6, văd. Deci dacă mai câștigăm una la rain check, ar trebui să dăm în loc la chestia aia. Sau, na, și ar trebui. Hai să vedem cu cine picăm. Ok, jucăm cu unul mult mai slab decât noi. Hai să vedem. Ah, și nu uitați să dați like și subscribe la canal. M-ar ajuta foarte mult. Și un share. Deci picăm în Ungaria, ok. Interesant. Interesant. Apropo, dacă vreți, puteți să uitați la videoclipul de ieri în care am jucat Modern Combat. Modern Combat 5. Uha, locul 4! Cu Ocon, man! Nebunie, ok, o să plouă. Dacă plouă, băgăm softurile, că, na. Vedeți, zice acolo că o să plouă, așa că, da. Să forțăm cu softurile și cu asta basta. Pușăm. Și hai să vedem. Poate Ocon reușește să facă niște avansuri. Ok. Și se duce acolo. E pe topă 4. Ok. Dar se duce pe interior. Și e pe 2. Este pe locul numărul 2. Ne-a luat un rival în față. Ok. Nu ne-a mai luat. Sau baram. Sau nu știu. Ocon forțează acolo, bă, Ocone, ca să treci de Verstappen. Să fii și tu pe unul, că... ce depășire! Ce dive bomb! Mamă, ce dive bomb! O făcut Ocon. Schumacher e pe 15, ho-ho! Merge să facem un double stack lejer! Lejer! Facem un double stack aici. Foarte lejerenul. Schumacher tot pe 15 e într-un sandwich. E gen, e în sandwich-ul de la oponent. Oh, de fapt stai. What? Trebuie să... Schumi intră, Ocon se pare că trebuie să mai stau un lap. Prea târziu a fost. Mulți intră deja. Ocon o să cam aibă probleme, chiar dacă e destul de în spate Verstappen, nu contează, tot o să fie cam nașpa. Hai că a ajuns acum, forțează nițel, a început ploaie, gata, mamă, la fix, ok, și mie pe ultimul loc. Hai să vedem. What? N-a intrat Verstappen? Wow, ce a fost asta? Oricum o să-i depășim pe ăștia. Dacă n-au băgat wet-uri. What? N-a băgat mai nimeni. Ce-i asta? What? Suntem foarte puțini care suntem pe wet-uri, cred. Gen, n-a intrat mai nimeni. Foarte ciudat, foarte ciudat. Înțeleg mulți să intre acum. Verstappen stă în tură. Hai să forțăm. Poate reușim să-i depășim pe băieții ăștia. Hai că deja am ajuns aproape. Da, clar, na, da, a intrat acum, au intrat ambii, de pe 1 și pe 2, acum Ocon conduce cursa, Schumi se bate acolo, wow, ce depășire, la Vettel, dar, na, Vettel, n-avea wet-uri, bine, majoritatea n-aveau, mulți intră acum, mic pușează nițel, că oricum, uite-te și tu, bă, cât trebuie să intre la boxe, wow. Și acum pe linia de start finish. Wow. Bine s-a apărat să-l dar bă. Dar îl depășește până la urmă pe Ricciardo. Aici nu-i rău. Ocon încă e pe 1. În curând o să fie soare. Mamă, l-am prins pe ăla de pe locul 22. Nici măcar pe ăla pe 24. Pe aia i-am depășit deja. Ocon zboară, bă. Sincer, Ocon chiar zboară. O să intre ambii piloți în lapul acesta.
Și o să bage... Să fac o nebunie. Nu o să bag pe nimeni. La următor facem double stack. Ăștia deja fac... Intră la boxe. Sau, mă? Medium, nu s-a vizit, intră! N-a intrat! Pit stop, medi și... Service. Pai de capul meu. Ocon, vai de capul lui. O să aibă cam probleme mari, Ocon. Pentru că se oprește ploaia și drept încă o să mai fie un pic ud. Și aproape de final. Da. Încă mai este ud. Shumi a intrat la boxe, bagă medii, trebuie să bag softuri. Trebuie să bag și cu con softuri, dar e prea trebuie să mai schimb. Lasă așa că e bine. Lasă așa că e bine. Bă, nu intră nimeni! Wow! Ce e asta? Adică, what? O cum pușează, tată, pușează! Pușează! Să treci și tu pe unul, bă, ce urât! Bă, nu câștig o concursă, ce urât, bă! Că n-am intrat toți la boxe. Bine, oricum nu mai aveam pneu urgent deloc, nu mai... Bro, încă mai udă pista, de asta n-a intrat nimeni. Bă! Wow, ce-a fost asta? Mama, a condus ăsta pentru clipă, what? Bă! Pierd cursa. Am pierdut-o. Nu câștig! Am câștigat! Mama, am zis că am pierdut cursa! Man! Trebuie să fac tot wait-uri, mă, dar oricum nu mai avem pneu urgent. Mam! Ce cursă, bă! Până la urmă n-am câștigat. Bine, n-am câștigat cursa, doar că tot l-am bătut pe oponent. Bă, Schumacher nu termină, wow! Wow, Schumacher mai are până să termine, brrr! Wow! Daniel Ricciardo, rival has run out of fuel, mișto! Și Mick acum, chiar pe final de cursă, reușește să termine pe locul numărul 17. Not bad. Locul 4 la constructori, Alfa Tauri, pe 2. What? Ok, nu știu ce Dumnezeu a trebuit aia, dar, whatever. Ok, best lap time, mișto. Mișto. Mișto, hai să vedem, ar trebui să fi dat în loc la chestia aia, la următorul chapter. Wow, am dat în loc. Hai să facem un match aici. Wow, hai să vedem. Wow, am dat în loc la unde stăm. Sper să nu mi se oprească dintr-o dată filmarea. Pentru că am încercat să filmez și exact asta s-a întâmplat. Jucăm cu unul care e aproximativ egal, are doar plus 7 team score. Wow, la căuta. În Austin. O cursă mișto în 2022, la Cauda. Chiar mi-a plăcut cursa. Hai să vedem. Hai să vedem. Niște calificări bune. Locul 9. Schumacher că o dă cam nașpa. Hai să vedem. 8 ture, hai că începe pe harduri. Deci o să fie soare pentru toată cursa. Ok, în momentul de față conducem, adică îl conducem pe rival. Haidem, trebuie să sperăm că Schumacher o să aibă un start bun și că o să câștige poziții. Lights out. Away we go. Și este pe 20. Bă, ce-i asta? Ce-i asta? Chiar dacă Ocon zboară, și Latifi de la rival zboară. De fapt zboară cam toată lumea. Ok, câștigăm, pierdem. Câștigăm și pierdem, dar câștigăm, mamă, ce greșeală a făcut pilotul lui, mamă, Schumacher al lui a făcut o mare greșeală, bă, Latifi e în fața noastră, ce, nu e voie, nu este voie. O micuță greșeală. Ocon trece! Ocon trece! Schumacher este pe 18. Dar să vedem dacă reușește să rămână în fața lui Tsunoda. Da, reușește. Bun.
Ocon e în fața lui Latifi de la Riva, ceea ce e foarte mișto. Este chiar foarte, foarte mișto, dar îl între... Nu! Nu, 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 rămânem. Rămânem în față. Bun. Bun. Cred că unul o să trească să intre la post, dar acela o să fie Ocon, pentru că el totuși are mai puțin. Și băgăm niște medii. Hai să vedem cu mediile astea. Schumacher o să intre la pul celălalt. Încă se bate acolo cu Zhou Guanyu pentru locul 16. Dar trebuie să aibă grijă și în spate, că Tsunoda poate să ne întreacă. Latifi a stat afară, what? Sunt de ciudat. Momentan pierdem, dar o să vedem ce o să se întâmple. Shumi băgăm harduri. Shumi rămâne cu harduri, pentru că, adică, nu rămâne cu hardurile astea, îi băgăm alte harduri. Ocon, tată, forțează, bă, să nu ne întreacă Latifi. Poate ne dă undercut, what? Nu, n-are cum. Ba da. Ba da, ne dă undercut. Ne dă undercut. Ești nebun? Nu ne dă. Sau ne dă? Ne dă? Nu ne dă, mă, nu ne dă undercut, mă, bravo, mă, Ocon. A pierdut o poziție, dar ce mai contează? Wow, și nu pierde poziții multe, what? Dar e în fața la rival, măcar atâta. Mamă, bă, la un moment dat chiar am crezut că o să ne dea undercut. Wow. Ocon mai stă la lapul ăsta și celălalt lap. De-abia apoi intră la boxe. Da, cred că o strategie ok-ish. Oricum, lapul ăsta mai are un pic și se termină. Deja a început lapul 5. Doar că Ocon încă nu e în lapul 5. Acum e în lapul 5. Și acum o să intre la boxe și bagă tot medii. Cred că da cu service. Și mie o să fac un stint final de softuri, cred. Două lapuri durează softurile? Cred că da. Cred că da, cred că da. Cam așa, cred. Ar trebui să meargă. Hai să vedem. Deci Schumacher e pe 19, e în fața la oponent, ceea ce e bine. Ocon e pe 6, Latifi e sus în spate. Oricum. Intră acum Esteban. Dacă intră și Latifi, da. N-are, mă, cum să treacă în față. N-are cum. N-are cum. Conduce și l-am trecut. Bun, forță mondială. Ocon e top 9. Alonso aproape să ne întreacă acolo. Rezistă, mă, Shumi. Forță, mă. Forță, mă, Shumi. Și acum o să băgăm niște softuri. Fără service, o pune pe 9. Acolo dă bine. E destul de aproape de tipul ăsta, care e de la Alpin. Dar nu știu cine e mai exact, că nu mi-arată încă. Ok, e destul de bine. Cred că o să câștigăm. Aproape sigur o să câștigăm. Adică n-are cum să pierdem. N-avem cum, n-avem cum. O dăm prea bine ca să pierdem, bro. Bro. A intrat mic. Ocon cred că poate să pușeze nițel. Sau poate nu. Hai, lasă-l așa. Ok, deci Ocon e în fața. Bine, Ocon al nostru și Ocon de la Alpin, gen Ocon botul, da, da. Ocon e în spatele lui Ocon și Ocon încearcă să depășească pe Ocon și reușește. Ocon l-a depășit pe Ocon, e pe 6. Wow, bine, mă. Ha, mă, mergi normal, bro, what? Ok, mic. Îmi dea forțez, dar lasă. Nu mai forțăm. Oricum, situația e foarte bună. Shumi intră și el acum în ultimul lap. Deci ce low fuel, bro? Adică termină cu siguranță lapul. Mi-ar fi... Wow! Russell are probleme! Russell are mari probleme! Ioi! Ioi, mă! Wow, dar Ocon s-ar putea să pierde poziție, nu mai are pneuri. Ocon trece de Russell, e în top 5 acum, forță! Și
Și termină, mă, termină locul 5, 20 de puncte. În realitate ar fi fost doar 10, dar nu mai contează. Și să de Mick Schumacher. Termină pe locul numărul 18 și câștigăm. Câștigăm. Cred că o să mai fac ce mă cursă, pentru că am filmat de 5 minute. 3 puncte doar între noi, totuși. Sunt de puțin. Așteptam mai mult. Standard crit. Ok. E, da, aici faci banca lumea, bă. Am făcut 80.000. Ba, nu, 40.000, că 40.000 i-avea deja. Whatever, da. Wow, claim rewards, forță. Hai să vedem. Ce e ăsta? Oh, e de la șmecher. Asta e de la șmecher, ok. Ne dă foarte multe de aici, mi se pare. Ia uitați cât de multe de astea ne dă. Mamă, wow, wow, wow. Ok, azi mai facem o cursă. De data asta facem la rain check. Cred că la rain check. Să hai încă o dată la hot laps. Fie ar să fie race anyway. Chiar nu mai putem să luăm crate-uri, pentru că crate slot full. Nu mai avem loc de chesturi. Asta este, asta este. Hai să vedem și picăm cu unul de 450. Ieși într-un grup de ăsta, Roma Racing Team. Ok. Oh, tot în USA, doar că la Miami. Wow. Cred că v-am picat tot la Coda când am văzut USA, dar apoi m-am mutat mai jos și am văzut în Miami. Ok, din două circuite. Wow, ce-s calificările astea? Oh, dar am revenit un... Eca, mamă, dar pe ultimele locuri suntem toți. Începe cu Harley, mamă, bă, ce degradare asta, bro! Wow, și că suntem la spa aici. 32 de grade, man. Ce degradare asta, mă. Na, hai să sperăm că o să avem un start bun. O contrie să treacă în fața lui Vettel neapărat. Și unul e deja în fața lui ăla la altă, așa că nu mai contează. Start bun din partea lui Ocon. Conducem acum. Wow. Și Shumi se duce. Wow, o contrece. Shumi pe 19, forțini. Aia zic. Hai să vedem. Wow. Stai că e bătălie mare. Și Mick trece în fața lui Seb. Wow. Oh my god. Și acum conduce clar. Chiar că suntem pe ultimele locuri. Wow, dar stai, Vettel ne-a depășit. Pe Mick l-a depășit doar. Poate reușim să trecem la loc în față. Și cana e prea enervantă, bro. Și în cursa din viața reală. Oh, și Mick trece pe dreapta asta, mamă, mișto, dar Vettel vrea să ne întreacă. Oh, a trecut un bot, forță. Mă, o să fim calmi, pentru că o dăm foarte bine. Unii trebuie să intre la posa, cine e ăla? Toți au la fel, ambii, așa că îl băgăm pe Ocon. Două lapuri medii, bro, ce-i asta? What? Cu service, I guess. I mean, o să avem probleme mari cu pneurile, pentru că ce e asta, what? Foarte, foarte ciudat. Foarte mare degradare, adică unde suntem aici, la Spa, Francorchamps? Nu, suntem la Miami, whatever. Ocon e acum pe 6, doar că o să vină pe 6, bine, pe 6. O să vină pe 7 și pe 16 totuși. Dacă nu și mai rău. Medi. Și service. Ok, Mick e pe 18. Este în fața la ambii. Forță, mă, aia zic. Ocon încearcă să-l depășească pe Charles Leclerc, care a intrat la boxe totuși. Wow, și de-abia mai are pneuri. Acum pe dreapta asta. Se iasă acum în ultimele viraje, fără pneuri, forțăm aici. O să cam pierdem ceva timp. Da, am pierdut foarte mult. Pentru că e degradarea asta, bro, adică ce e asta? Nu înțeleg, prea mare degradare. Hai, uite, Mick revine pe locul... Ocon, mamă.
Ocon revine pe 15, mama, am câștigat poziție, nu vine să cred. Shumi se bate cu Ocon, dar eu n-aș vrea să se bată. S-ar putea să pierdem timp din cauza asta. Dacă o să se lupte ăștia doi, Mico o să trească să intre. În ce lap? Lapul ăsta, normal, și băgăm harduri. Sau... Trebuie să mă decid acum, repede. Nu, trebuie să intre. Mic trebuie să intre, băgăm harduri. Nu, service. Hai să, să fim sigur, băgăm service. Ocon intră în lapul celălalt și bagă tot harduri. Trebuie să băgă numai harduri aici, că pana mea. Degradarea asta e stupidă rău, da? Na. Ok, Ocon e pe 10. Dar bine, o să trească să mai intre o dată. Intră și bagă normal harduri. Pentru că trebuie să stăm numai cu harduri. De fapt, și ceva... Bă, dar nu vreau să mă risc, o să dau tot cu service. Chiar dacă o să pierdem timp, nu vreau să mă risc deloc. Și s-ar putea mic să mai treacă să facă un pit. Dacă vă vine să credeți. Pentru că, na, nu avem ce să facem. Vedem, Ocon intră la boxe, vedem unde e mic, Schumacher. Și drept o să rămânem în fața la rival clar. Wow, Ocon e în trafic, mai am. Shumi e în fața lui Ocon. Ocon e pe 18. Și în spatele lui Bottas. Mă, Shumi mai trebuie să intre odată. Ocon nu mai intră. Shumi trebuie să intre. Lapul ăsta, lap următor. Asta e întrebarea. O să fac o nebunie. Nu o să intru la lapul ăsta. What? O să stau până la lapul următor și apoi intru. Nu mă întrebați ce a fost aia. Chiar dacă știu să vă zic. Bine, nu știu dacă ați auzit-o. Notificare de la telefon. Pit stop, mamă, era să uit să zic. Pit stop, băgăm medii. Final lap. This is the final lap. Final lap of the race. Estebane, ai 40%. Seb e în spatele tău. Ah, dar Seb trebuie să intre. Gata. O, uite că avem problema asta și cu Mic, cu pneurile, cum am avut exact cu Ocon. Dacă știți. 30% un tur, hai că a ieșit cu Mic, așa că trebuie să iasă și cu Esteban, care este pe 14. Un loc destul de bun, cred. Cred că trebuie să punem softuri. Până la urmă, dar nu mai contează, dă-le încolo de softuri. Sincer. Dă-le încolo de softuri, gen. Ocon se luptă acolo cu celălalt Ocon, ca în cursa trecută. Ok, tot pe 14 e. Hai mă să forțăm, mă. Bă, ce asta, mă? Forțează și tu, Mic. Păi, oricum câștigăm clar. A doua victorie la... Asta rămâne pe 14. Da, mă, da, bine. Și Mic termina pe locul numărul 19. Dar rivalul 21-22, slăbuț. Foarte bine, Ocon, adică... Eu o dă bine. Wow, ești de safety car-ul, ce? Whatever. Nu știu ce a fost aia. Da. Și cam asta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, un share, pentru că aceste trei lucruri m-au ajutat foarte mult. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!